Salut! De multe ori în viață au loc niște evenimente neașteptate, iar în acest videoclip vei vedea cele mai amuzante și nemaipomenite momente care au fost filmate de camerele video. Așa că pune un like și să începem! Iată ce se întâmplă atunci când prietenii tăi sunt piloți. Acel moment când din tot sufletul îți dorești un iaht, dar ai la dispoziție doar mașina lui tata. Sunt curios, oare a cumpărat bilet pentru toți? Sunt sigur că nu ești gata să vezi finalul acestui filmuleț. Ai! Petrecerile de fete arată în felul următor. Cine este mai grațios, gimnastul cu corpul din plastilină sau tânărul din anvelopă? În acest filmuleț persistă mai multă acțiune decât în ultimul Batman. Iată cum se comportă hoții care au fost prinși la locul faptei. Întrebare pentru cei care cunosc. Această pisică este fana lui Miley Cyrus sau Sia? Foarte multe persoane își doresc să exploreze Grand Canyonul, însă doar cei mai nebuni o fac în felul ăsta. Ați încercat acest tip de sport? Se pare că peștii fac mișto de rechin. Dintre toate competițiile sportive, aceasta este cea mai plăcută și liniștită. Muncitorul din video are un lucru de neinvidiat. Una dintre filmările care dovedește că extraterestrii există.
is real. Thought that was just in movies. Don't. Yeah, just do it there, mate. Just see it. Să nu încerci asta niciodată. Mai mult de 10 ani în urmă, în Japonia, a avut loc un accident pe Fukushima 1. Atunci a avut loc o criză economică enormă, de aceea autoritățile locale au pornit diferite sisteme pentru recuperarea regiunii. Iată una din ele, o sală de concert care poate fi umflată ca o saltea de înot. Înălțimea acesteia este de 18 metri și încap acolo 500 de persoane. Chiar dacă exteriorul arată ciudat, în interior atmosfera este tipic japoneză. Apropo, scena poate fi umflată în doar 2 ore. Sperăm că această construcție va deveni populară în întreaga lume. Câțiva ani urmă, în nordul Braziliei, s-a întâmplat ceva atât de ciudat încât oamenii au pornit zvonurile precum au fost atacați de extraterestri. Printre copaci, locuitorii au găsit o balenă care avea o lungime mai mare de 10 metri. Cel mai interesant este că trupul lui a fost găsit la o distanță mare de apă, dar pentru asta există o explicație. Zona aceasta este inundată de apă și nivelul apei mereu se schimbă. Se pare că nivelul de proteine în aceste chifle este mai ridicat decât trebuie. Asta da spălătorie. Cu siguranță nu găsiți așa ceva în oraș. Iată cum se lucrează cu arborele de plută. Apropo, niciun copac nu a avut de suferit, deoarece această procedură se face odată la 10 ani. Din coaja acestui copac se fac doburi pentru șampanie și vin. Cine dintre voi se teme de păianjeni? Iată ce a găsit bărbatul din video pe o piatră. Iată așa arată casa unor persoane în timpul sezonului ploios în Africa de Sud. Acum casa arată ca fabrica lui Willy Wonka.
Imaginează-ți, te duci dimineața să alergi pe plajă și brusc dai de acest animal preistoric. De fapt, acesta este un sturion, rudele căruia trăiau pe timpul dinozaurilor. Voi cum ați reacționa în asemenea situație? Se zvonește că tânărul din video încă aleargă. Cam așa ne ținem echilibrul cu toții în această perioadă. Molul ăla care a fost construit într-o săptămână. Cea mai importantă regulă pe care ar trebui să o știe toți stăpânii de pitbull. Niciodată nu uita să-ți hrănești câinele la timp. Ui! Fața introvertului atunci când este scos forțat afară. Bărbatul din acest video a ales cea mai proastă metodă de a usca cizmele. Acest trio este considerat cel mai nebun din lume. The cabanas are flying. Oh my goodness. Faceți cunoștință, Poseidon. În timp ce te plângi că la magazinul de lângă casa ta este coadă mare, undeva în India se întâmplă asta. Acesta este noul trend de coafură. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut episodul, atunci puneți un like și abonați-vă la canal pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Pe curând!